prin dispoziția primarului numărul 594-2806-2018 a fost convocat Consiliul Local al Municipiului Roman în ședință de îndată cu două puncte pe ordinea de zi și o informare privind vizita în orașul Ștefan Bodă a delegației trecute. Informația pe care o aveți sunt deja în mapă transmisă. Dacă sunt probleme cu ordinea de zi, cele două puncte, nu sunt supuși la aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, abține. În unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. La ședință participă 14 consilieri din 21, deci avem vorum pentru ședință. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al municipiului Roman. Județul Neamț, atestat prin hotărârea din guvernul 1356-2001, anexa numărul 3, cu modificări și completări de ulterioare. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu un amendament. În anexa 1 și 2, comisia va fi schimbată conform hotărârii HCL-ului din 2017, hotărârea 273 din 2017. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil, da? Dacă sunt discuții. Nu sunt discuții, atunci supun spre aprobare cu amendamentul Comisiei de Urbanism. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice a proiectului de proiectului și a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului, construcția și echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie preșcolarul municipiului Roman. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții. Un proiect foarte bun. Nu sunt discuții, atunci pot spre aprobare. Dar pot să comentez eu. Este primul proiect în zona asta învățământ în care se respectă în totul absolut toate prescripțiile de normative care există, care sunt niște prescripții extraordinar de mare. Ca dacă la proiectele vechi, care plecau de la construcții existente, se îmbunătățea în așa fel încât parametrii oferiți să fie cât de cât apropiat de standard, aici plecând se dă la construcția absolut nouă. Că sunt niște prevederi care deosebit de generoase, altfel spus, într-o perspectivă diferită, când criticăm problema asta a educației. Într-o perspectivă, standardele actuale vor oferi copiilor niște condiții deosebite. Deci 15 metri pătrați pe copilul aflat la grădiniță, aflat construită, 22 de metri de teren pe care trebuie să... Că inclusiv de cauza asta e primul la punct că a trebuit să alipim. La 160 de copii care îi avem acolo, estimați că îi vom scolariza, ne trebuie aproape 4.000 de teren liber. Altfel spus, grădinițele nu vor mai fi închistate cu un spațiu care să fie loc de joacă, spațiu de recreere și tot ce se dorește. Scări separate pentru... Da, bine. Am citit tot de să... Deci, este într-adevăr... După normele Europei. Ar fi primul altfel obiectiv în... Și eligibilitate 2%, nu ca... Nu, la final vom ajunge la mai multe cheltuieli, pentru că se întâmplă următoarea secvență. Ei, dar nu să triplăm... Solul ca atare care îl punem la dispoziție nu depinde condiția standard de 200 de kilopascali. Acolo va trebui să vădă să țin la fundație. Dar mulțumim domnului director. Dacă mai sunt alte discuții, nu sunt pus spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate, cred că a fost adoptat. La punctul 3 v-am spus că e o informare privind vizita Republica Moldova.
Cu acestea spuse, vă mulțumim pentru participare și vă zic bună în continuare.